seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cânt din Suflet de Român. Eu sunt Alina Trastău și vă invit să rămâneți în continuare alături de mine, dar și alături de invitații mei din această seară. Bună seara, dragii mei, și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre aici la Lugoș. Raluca Modi, Gabi Modi și, bineînțeles, nu se poate altfel decât alături de colegul nostru, Adi Spetcu. Da. Bună seara, draga mea, și bine te-am găsit. Ne face o deosebită plăcere să fim prezenți în această seară alături de tine și de telespectatorii emisiunii tale, pe care îi salutăm și sper să le fim pe plac. Sper să facem împreună o emisiune frumoasă, așa cum se așteaptă și cei de acasă și așa cum eu cred că va fi. Și ai obișnuit de fiecare dată cu emisiuni frumoase. Gabi, ce poți să ne spui despre emisiunea din această seară, pentru că, iată, ai venit împreună cu soția ta dragă. În primul rând, bună seara, Alina, și mă bucur că am reușit să răspundem pozitiv invitației tale și ne bucurăm că suntem împreună. Am venit împreună la această minunată emisiune și cu siguranță sperăm să fim pe placul ascultătorilor noștri, pe care îi salutăm. Încă de la început o să vă las să faceți, eu știu, dedicații. Dacă aveți de făcut dedicații, emisiunea noastră o să fie urmărită și pe internet. Așa că, dacă vreți să-i salutați pe cei de acasă, chiar și pe băiatul vostru, puteți să o faceți. Da. Îi salutăm pe toți cei dragi, pe părinții noștri, pe bunicii mei. Îi salut și îi pup. Ne vedem foarte rar și le duc dorul și bunica la fel, bunicile, de fapt, că doar ele mai sunt. Pe toți cei dragi nouă, pe părinți, că au grijă de copilul nostru și le mulțumim din suflet că ne sunt alături, pentru că nu ne-am descurcat fără ei. Și bineînțeles că trebuie să îi faceți cumna lui Patrick, nu? Că se va bucura așa cum s-a bucurat și ultima oară. Da, îl pupăm și îl salutăm. Ne vedem acasă. Și salutăm pe toți cei dragi, după cum am spus, pe cei care ascultă și iubesc ceea ce noi facem. Nu știu, soțul meu, dacă... Gabi, dacă ai colegi, eu știu, de la Lugoș, printre instrumentiști sau printre soliști, dacă vrei să-i saluți sau nu... Nu numai de la Lugoș, și de la Lugoș, și din toată țara. Din tot Banatul. Toți sunt prietenii mei și colegii mei, fără nicio diferență. Gabi, tu ai mai fost împreună cu Adi, nu? Prezent în cadrul emisiunii noastre. Ați fost prezent anul trecut, nu? Dacă nu mă înșel. Da, sigur. Într-o altă formulă, dar în această seară, eu împreună cu Adi și cu tine, nu? Da. Am conspirat, așa, ca să zicem. Am pregătit o surpriză plăcută celor de acasă și ați venit împreună cu o solistă frumoasă și talentată despre care noi va trebui să vorbim în această seară, nu? Pentru ca și de acasă să afle cât mai multe. Este vorba despre soția ta frumoasă, despre Raluca. Da, mulțumesc. Haideți să le spunem celor de acasă, Raluca, o să vorbim acum cu tine. Da. Să faci așa o scurtă prezentare a ta. Să ne spui de unde vii. Da, sunt din Timișoara și am cochetat cu muzica de mic copil, de la vârsta de 8 ani. Am început să cunosc tainele muzicii, am început ca dansatoare la ansamblu Timișul din Timișoara și apoi încet, încet am urmat și partea de cant, o să zic așa. Am fost la Palatul Copiilor fiind copil, apoi când am crescut am urmat cursuri de canto la Școala Populară de Artă, la clasa doamnei profesoare Carmen Popovici Dumbravă, pe care o salut și îi mulțumesc pentru sprijin și pentru tot ceea ce am reușit să învăț atunci, în anii aceia. Și apoi am făcut o pauză pentru că m-am descurajat puțin, neavând susținere și spate. E foarte greu ca să reușești în muzică și mai ales să faci ceva de calitate. Și să urmezi o carieră. Dar norocul mi-a surâs și l-am întâlnit pe soțul meu și muncim acum. Și de la întâlnirea cu soțul tău s-a schimbat totul. S-a schimbat totul. În primul rând viața personală, pentru că în viața noastră a apărut un îngeraș, micuțul nostru Patrick, după cum ai spus și tu, avem un copil. Și este viața noastră, m-am dedicat trup și suflet lui, am fost cu totul
alături de el în primii ani de viață. N-am vrut să pierd nicio ocazie de a-i fi alături și de a-l crește așa cum consider eu că e mai bine. Iar de 2 ani și ori a început grădinița și atunci îmi permite timpul în care el este la grădiniță să-l aloc studiului, pentru că în spate a tot ceea ce facem stă foarte multă muncă. Puțină lume știe că nu este ușor. Muzica este o artă și e greu. Să studiezi mai mult. Doar prin muncă se poate obține ceva și realiza ceva frumos. Gabi, tu ce poți să spui, iată, la cât de frumos a vorbit soția ta despre întâlnirea voastră și despre faptul că întâlnirea cu tine a schimbat viața? Da. Și ție. O viață nouă, sigur. Întâlnirea cu Raluca. Deci, o viață nouă, adevărat, mult mai frumoasă, cea mai frumoasă, pot să zic. Și acum de când sunteți împreună, nu doar acasă, ci și pe scenă, nu? Da, mă simt mult, împliniți. Exact, ne simțim împliniți, sigur. Pentru că sunteți împreună și este cel mai și important. Și mai ales că avem mari satisfacții. Și mă gândesc toate... că aveți și foarte mari planuri. Da, avem, clar. Planuri avem, de viitor vor fi întotdeauna. Sigur. Și ați deci realizat, nu... trebuie să știți ce de casă, că ați realizat foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt. Foarte scurt, da. Da. Și sunteți ca o echipă și trebuie să spunem că această echipă, eu știu, are, ca să zic așa, 3 oameni de bază, nu? Sigur. Tu, Adi și Raluca. Da. Muncim foarte, foarte, foarte mult. Nici nu pot să... și nu știu... Cam de cât timp când Raluca așa mai serios? De cât timp... De când am plinit copilul... Cam de 2 ani. Nu. Aproximativ, de 2 ani copil. Un an jumate, să zic așa, cel mult 2. Așa, de un când an jumate, este da. El la grădiniță, îmi permite timpul mult mai mult pentru... Așa, poate, da. Raluca, eu știu, mai studia, deși tu, Gabi, Raluca mai studia și tu poate nu știai și vrea să-ți facă surpriză. Probabil, da. Să fii surprins, să vezi că și-a îmbunătățit repertoriul. Oricum, eu îi mulțumesc din tot sufletul meu și sunt recunoscătoare pentru că fără ajutorul lui nu aș fi astăzi aici și, bineînțeles, și colegului nostru, Adi, îi mulțumesc foarte mult pentru că au amândoi răbdare cu mine și mă înțeleg pentru că sunt la început. Ei au o vastă experiență în spate și le mulțumesc din suflet că mă sprijină și au răbdare până cu mine. În prezent, câte melodii a reușit Raluca să înregistreze? Deocamdată 4 melodii. Am mai înregistrat încă 2 alt gen puțin, adică melodii de petrecere. De... Oricum, o să o vadă și în costum popular, nu cei de acasă. Da, sigur. O să ascultă și muzică populară, dar și muzică de petrecere și o să vedeți, dragii noștri, pe Raluca îmbrăcată mai altfel decât v-ați aștepta și decât poate v-ați obișnuit. Deci noi cântăm, nu abordăm doar folclor. Deci noi cântăm și muzică ușoară, și muzică ușoară, muzică de petrecere din repertoriul național, internațional. Deci vrem să fim cât mai... Să acoperim cât mai... Și să acoperiți mai toate zonele țării și nu numai. Deci nu să ajungeți și Limitam. Dincolo de granițele. Sigur. Poate pentru viitor, iată, poate o să-ți dăm o idee împreună cu Adi, o să-i pregătiți, eu știu, o melodie într-o limbă străină. Sigur, poate și în momentul... Poate va cânta în limba engleză, pentru că se poartă... Are în repertoriu multe. Și în momentul de față are multe în altă limbă. Dar poate pe viitor o să și înregistrați sigur. Și o să și filmați un videoclip să ne-l aduceți, să promovăm. Să vedem pe Raluca și într-o altă ipostază decât în aceea de interpretă de muzică populară, bândățeană. Da. Poate pentru viitor, nu, Gabi, o să o vedem și în alte costume, nu decât în costumul popular bănățean, nu? Pentru că voi vă doriți să cântați în toată țara, nu? Da, și noi în alte avem zone, și chiar avem multe evenimente în aproape toată țara. Deci ne cheamă lumea din Ardeal, din și Banat, din acei oameni Oltenia. Care vă solicită, poate le veți face o surpriză pentru viitor, veți înregistra și melodii din alte sigur, zone. Sigur. Asta este și scopul, da. Ne cu o melodie din mai ardelenească așa, din Ardeal.
foarte frumos. Iată, ați început în forță, nu? Anul 2014 și ați început să promovați melodiile pe care le-ați înregistrat, nu? Ați fost prezent și la alte emisiuni și la alte posturi naționale. Da, și... Și bănuiesc în continuare, în continuare timp, sigur. Cât veți fi liber, nu? Veți, veți promova melodiile pe care le-ați înregistrat. Cum se vede anul 2014, așa dacă ar fi să aruncăm o privire în, în viitor, în planurile voastre? Mult mai bun decât anii trecuți. Deci pentru început de an chiar avem foarte, am avut și de la începutul anului chiar multe, multe evenimente, neașteptat de multe. În fiecare weekend, două, trei. Da, și satisfacția nu poate fi mai mare decât și de la un eveniment la altul se leagă. Altele suntem foarte apreciați pentru ceea ce facem și pentru muzica care o cântăm și care genul de muzică, care, adică repertoriul care îl abordăm și suntem foarte apreciați și... Cred că ești mândru de ceea ce ați realizat împreună. Da, foarte, nu? Chiar tu, foarte Adi mândru. Și da. Raluca, pentru că cei de acasă îl vor vedea și pe Adi, așa îl vom păstra ca o surpriză. Da. Pentru final de emisiune vom vorbi cu celălalt coleg al vostru, colegul vostru de trupă, de trupă, nu? Da. Cu Adi Spetcu, profesorul, domnul profesor. Domnul profesor. Care se face vinovat de orchestrația frumoasă, nu? Da. Pe care o vom asculta în această seară. Colegii mei mă anunță că este timpul să cântăm, pentru că vrem să cântăm cât mai mult, dar vrem să și aflăm cât mai mult despre invitații noștri. Dragii mei, haideți urmărim pe Raluca Modi, Gabi Modi și Adi Spetcu. Țucă-mă, țucă-mă, bag în obraz. Țucă-mă, țucă-mă, că la toate lină caz. Țucă-mă, 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 bag în obraz. Țucă-mă, țucă-mă, că la toate lină caz. Chiar fura de lângă mine a lor să fi. Dacă te iubesc, eu bade, nu te-or iubi. Mare da mâine la o parte, dar nimeni nu ne desparte, badea meu. Chiar fura de lângă mine a lor să fi. Dacă te iubesc, eu bade, nu te-or iubi. Mare da mâine la o parte, dar nimeni nu ne desparte, badea meu. Țucă-mă, țucă-mă, țucă-mi bade buzele. Țucă-mă, țucă-mă, să ne vadă mândrile. Țucă-mă, țucă-mă, țucă-mi bade buzele. Țucă-mă, țucă-mă, să ne vadă mândrile. Măcar să le fie șudă când or vedea că oșine ar fi ele înaintea mea. Nu se pune, bade una, nici cu rău, nici cu bună, badea meu. Măcar să le fie șudă când or vedea că oșine ar fi ele înaintea mea. Nu se pune, bade una, nici cu rău, nici cu bună, badea meu. Țucă-mă, țucă-mă pe ochișori. Țucă-mă, țucă-mă, cum făceai de atâtea ori. Țucă-mă, țucă-mă, țucă-mă pe ochișori. Țucă-mă, țucă-mă, cum făceai de atâtea ori. Strânge-mă în brațele tale când mă săruți și numai în ochi la mine vreau să te uiți. Că mai dragă și mai dulce nu găsești oriunde-i duce, badea meu. Strânge-mă în brațele tale când mă săruți și numai în ochi la mine vreau să te uiți. Că mai dragă și mai dulce nu găsești oriunde-i duce, badea meu.
țucă, mă țucă, mă țucă, mă și mițuca. Țucă, mă țucă, mă până când e sătura. Țucă, mă țucă, mă țucă, mă și mițuca. Țucă, mă țucă, mă până când e sătura. Da, eu așa crebădiță că dragă mi-ești și să mă țuși niciodată nu te oprești. Că eu dulce am fost făcută, ci mă țucă nu mă uită badea meu. Da, eu așa crebădiță că dragă mi-ești și să mă țuși niciodată nu te oprești. Că eu dulce am fost făcută, ci mă țucă nu mă uită badea meu. Țucă-mă badea pe gură când ai pofti, țucă-mă badea o viață noapte și zi. Că numai așa mi-e bine, țucă-te bade de tine, badea meu. Țucă-mă bade pe gură când ai pofti, țucă-mă bade o viață noapte și zi. Că numai așa mi-e bine, țucă-te bade de tine, badea meu. De la nimic nu mă trag, să-mi petrec mi drag. Am dat ultimul bănuț, pe la chefuri, pe la nunț. De la nimic nu mă trag, să-mi petrec mi drag. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Să cheltui tot ce câștig, după bani nu plâng. Tot ce îmi vrea sufletul, odată nu i-am zis nu. Să cheltui tot ce câștig, după bani nu plâng. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Și bani, la tot pasul am dușmani. Eu îi împart cu precinii și mai bine mi. Dacă strâng averi și bani, la tot pasul am dușmani. Eu îi împart cu precinii și mai bine mi. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Nu stau banii în portofel, parcă-i foc în el. Nu-mi stau banii în buzunar, parcă i-aș pune pe jar. Nu stau banii în portofel, parcă-i foc în el. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Dacă nu las cum vrea ea, că n-am alta de trăit și cu bani n-o mint. De la viață ce-o-i avea, dacă nu las cum vrea ea, că n-am alta de trăit și cu bani n-o mint. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor. Așa-mi place, așa fac, de-aș avea bani și un sac. Mai bine sărac să mor, decât sluga lor.
Am revenit, dragii mei, în platou, în cadrul emisiunii Cânt din suflet de român. În această seară se află invitații mei dragi, colegii dragi și buni prieteni, Raluca Modi, Gabi Modi și Adi Spetcu. Gabi, vreau să vorbim și cu tine puțin mai mult, deși noi am mai vorbit și emisiunea trecută atunci când ai fost cu alți colegi dragi nouă, nu? Da. Cu Adi Spetcu, cu Cheba ai fost, da, nu? Da, și cu Șața. Cu Șața. Da, care salutăm. Șața cel năstrușnic care... Sigur, dacă era împreună cu noi, ar fi ținut emisiunea cu dificultate. E așa o emisiune de divertisment. Da. Păi poate la o următoarea emisiune o să vină și Șața cu noi să... Da. Siguranță va fi cea mai reușită. Vreau să le spui celor de acasă puțin așa despre tine, de unde vii și cu ce te ocupi în afară de muzică. Vin din Timișoara, mi-s născut aici și... De mic copil mi-a plăcut muzica. Ești bănățean, cum s-ar zice, sau... Are rădăcini. Ai ceva rădăcini din Ardeal? Am rădăcini. Că eu așa știam. Da, am rădăcini. Mama este din Bihor, tata din Ardeal. Foarte frumos. Și tu ești crescut ca un bănățean. Da, bănățean. Și te simți născut. Bănățean. Da, mă simt bănățean, da. Și ești mândru de... Mi-s mândru, da. Dar iubesc, totuși iubești toate zonele și... folclorice și... Drept urmare, tu ai și colaborat cu orchestră, nu? Da, am de fost... De la București, în care erați cooptați, ca să zic, instrumentiști, da, din toate zonele din toată țara, da. Ne-au selectat. V-au ales pe sprânceană. Cam cei mai buni, da. Și păi... mi-s mândru dacă am reprezentat Banatul la Orchestra Națională de Folclor Valahia. Cei de acasă te-au urmărit în foarte multe spectacole, da, foarte, da, mari și în foarte multe festivaluri naționale, nu? Da, pentru că erau televizate la posturile naționale. Și am cunoscut oameni minunați și am cântat alături de cei mai mari artiști din muzica, din folclorul național. Ați cântat și, da, la festivalul de la Mamaia, nu? Sigur, și la festivalul de la Mamaia, da. Și la foarte multe spectacole susținute de către administrația de la București, da, nu? Da, da, da. În diferite, da, la diferite sărbători. Da. Chiar anul trecut, parcă de Dragobete, ați fost la București. Da, la doamna Corina Chiriac. La doamna Corina Chiriac, da, ați susținut un spectacol live, nu? Da, live, sigur. La Otopeni, cred. Da, da, la Otopeni. Foarte frumos. Iar în prezent toate forțele tale, nu? Și toată atenția ta se canalizează către proiectul pe care l-ați început, da, nu? Către cariera Raluca și către ceea ce vrei să da, realizezi pentru viitor. Vrem să ieșim în evidență cu ceva nou și cu altceva decât au alții. Decât ceea ce, da, da, se vede pe micul ecran și decât, da, ceea ce, da, publicul poate să perceapă, da, nu? Dar tu, Gabi, afară de muzică, mai ai încă ocupația. Da. Poate vrei să ne spui. Da, lucrez de vreo 16 ani în Ministerul Administrației și Internelor la Poliția de Frontieră. Iată că și le fac pe amândouă bine, zic eu, și le împac și nu afectează una pe cealaltă. Și nici viața de familie, da, nu? Nici, nu este afectată? Nu. Sigur, niciodată. Și nici cariera, polițist, da? Polițist este la servici acasă, nu? Acasă cine e polițistul, Gabi? Nu. Cred că nu, băiatul, da, vostru noi e. Fiecare avem... Băiatul vostru e șeful. Da. Da. Noi suntem avem... o echipă acasă, da, și ne înțelegem foarte bine. Noi suntem, în primul rând, soți. Și părinți. Și părinți. Da, da. Suntem cei mai buni prieteni unul cu celălalt și facem asta, o echipă bună, da, acasă. Și nu doar eu, acasă. Cred eu că în curând se va mări echipa și Patrick va veni și el să cânte. Da, da, dacă e foarte, foarte pasionat. Își dorește, da, foarte, își mult. Dorește foarte mult. Da, și el să cânte. Și la drept urmare de ziua lui a și primit un, da, un saxofon de adevărat. A fost dorința, da, lui foarte, foarte mare. Iată că la câți ani șor? La 4 ani? La 4 ani, da. A început să studieze pe un instrument, da, adevărat, nu de jucărie. Da, un instrument și adevărat, un saxofon adevărat și face... să studiezi împreună, da, cu el. Da, da, da. Zi de zi, ca să nu uite. Știe să cânte gama.
Foarte bine. Păi, dacă tot îl ai pe Adi aproape, nu? Peste vreo 2-3 ani, poate va înregistra o melodie. Sigur. O melodie instrumentală a lui Patrick să... Să-l aducem și pe da, el în să mărim, să mărim formula. Da. Foarte frumos. Gabi, când ai descoperit faptul că Raluca are talent? Eu știam că are talent. Așa ne-am cunoscut, da. Știam că are talent, știam că a mai cântat când am era cântat mai mică. În spectacole mai mult, împreună cu ansamblul. Mi-a cântat și mie acasă, mi-a plăcut, i-am spus că are voce și că merită să încerce. Dar a apărut, cum v-am mai spus, a apărut copilul nostru și atunci a luat o pauză. Dar mă gândesc că această pauză a fost din voința ei, nu ai obligat tu sau nu, așa a simțit ea, instinctul. Deci amândoi am vrut așa. Da. Și când copilul a împlinit 3 ani, deja era mărișor, a început să aibă timp și să-și facă timp să studieze și să recupereze. Studiază pe zi. Vă spun eu sincer, cam mult. 5 ore. 5 ore, încă colegul nostru Adi spune, mă sună și zice, ce faceți? Iar aveți nuntă. Noi în fiecare zi avem nuntă. Da. Mă gândește, foarte, foarte, nu știu, vecinii ne cunosc, toți ne urmăresc și la televizor și ne știu deja. Care s-au obișnuit. Da. Și le place. Obișnuit. E bine. Foarte frumos. Noi le mulțumim că ne suportă. Da. Studiază împreună cu ea sau studiază singură și știe ce are de făcut? Singură. Sau tu mai mergi doar așa din când în când? Să spun sincer, acum are totul, are negativele făcute la orice melodie. Și foarte bine. Și așa studiază singură. Da. Și bineînțeles, sunt lângă ea și o corectez orice... Am lucrat și la repertoriu. Și la repertoriu. Și din păcate nu este atât timp cât ar fi de învățat. Eu cânt de 25 de ani și încă am foarte, foarte multe de învățat. Omul cât trăiește învață, exact, cred că este foarte adevărat ce se spune, nu? În muzică nu există limite. Și mereu cred că ești surprins, eu știu, de ceva nou cu care vine, eu știu, un alt coleg, nu? Că probabil că ai întâlnit foarte mulți colegi de breazlă care probabil că vin cu ceva nou și... Da, și mi-e place să învăț tot timpul ce apare nou, orice. De la cine nu te aștepți, cum s-ar spune. Da. Orice apare nou, eu sunt în scurt timp la curent. Da, și îmi place să învăț. Și nu numai din toate domeniile, și din muzică populară și din muzică ușoară și muzica de petrecere și... Poate va veni, eu știu, Gabi, un moment în care nu vei mai avea timp de slujba ta, nu de ceea ce faci în prezent, de ocupația ta și va trebui să te ocupi doar de muzică, doar de cariera Ralucăi, vei renunța la slujbă, la... Nu cred. La cariera ta de polițist? Nu. Nu, sunt convins că... Vei merge așa în paralel? Da, voi merge în paralel, da. Atât se poate și permite... Da, și chiar nu... Eu zic că nu le afectează una pe cealaltă. Raluca, de altfel, nu este străină, nu, de acest domeniu, de domeniu artistic, pentru că ea, oricum, a fost mereu pe scenă, nu? Și a fost mereu în fața publicului, dansând alături de un ansamblu foarte important, de ansamblu Timișu, din Timișoara. Da. Cam cât timp ai fost, Raluca, membra ansamblului Timișu? Și cred că ești în continuare. Și în prezent, da, timp de 19 ani. Iată, o carieră... Da. Foarte frumoasă. Trăim pentru muzică și prin muzică. Ne place ceea ce facem, sperăm să reușim să și transmitem și să ajungem la sufletele oamenilor cu muzica pe care o facem și pentru care ne dăruim și punem atâta suflet. Eu vă urez încă de pe acum să ajungeți să lansați la mine în emisiune primul vostru album. De ce nu? Cu mare drag. Eu o să vă invit oricum încă de pe acum și vă aștept să mă sunați și să-mi dați vestea cea mare că ați finalizat primul material semnat Raluca și Gabi Modi. Sigur. Deci invitația a fost făcută, rămâne doar să lucrăm așteptăm la album și... Da. Să vină și Adi și ceilalți colegi, nu? Ai voștri și să facem o mare petrecere. Da. Împreună cu Patrick, că nu puteți să lăsați acasă. Nu. Sigur va vrea să cânte live ceva.
instrumentală. Deocamdată e prea micuț, dar nu zicem nu. Dar el cred că este mai îndrăzneț, așa, mai încrezător în propriile forțe și... Da, este foarte... Raluca, ce-au spus, eu știu, colegii tăi de la ansamblu Timișu când au auzit că tu ai început o carieră, iată, de interpretă? Care au fost, poate jumătate din ei au fost invidioși și doar jumătate s-au bucurat pentru tine? Nu știu, n-am cunoscut latura aceea de invidie, dar întotdeauna m-au susținut pentru că suntem colegi de foarte mulți ani, o mare parte din ei sunt de la fel de foarte mulți ani. Și atunci m-au cam certat. De ce nu mai cânti? Și renunțasem, după cum am spus, neavând susținere, neavând spate pe cineva care să te îndrume și să te ajute, nu reușești. Și am renunțat, efectiv am renunțat. Până când l-am întâlnit pe soțul meu, când ne-am cunoscut și la noi a fost tot așa, pe repede înainte, a apărut foarte repede și copilul nostru pentru că ne-am dorit să fim părinți tineri și... Dar întotdeauna colegii m-au încurajat. Eu sunt o fire mai emotivă, mai rușinoasă și nu prea am avut încredere în forțele mele și în ceea ce pot și m-au încurajat și ei și doamna Carmen Popovici la fel, întotdeauna m-a certat. De ce nu te reapuci? Și soțul meu la fel m-a sprijinit și mă sprijină în continuare. Și îmi ridică moralul de câte ori este nevoie. Pentru tot timpul, da. Și acum se încurajează singură, văzând rezultatele. Acum văzând rezultatele, se încurajează singură. Satisfacțiile sunt pe măsură, cu atât mai mult când, după fiecare eveniment, oamenii vin și ne felicită și nu știu cum să ne mai mulțumească pentru seara care le-am oferit-o și satisfacție pe măsură. Îmi dă forță să pot să merg înainte, să-mi încarc bateriile și să continui. Da. Foarte, foarte frumos. O să mai vorbim și despre, eu știu, despre planurile pe care le aveți vis-a-vis de albumul, care mă gândesc că oricum va apărea, nu? Pentru că înregistrați oricum foarte multe melodii și cred că veți selecta dintre aceste melodii și le veți imprima, le veți aduna pe un compact disc, nu? O să mai cântăm. Dacă mai aveți dedicații, eu știu, pentru colegi, de la servici, Gabi, poate ai... Pentru toți colegii mei și... Care vrei să-i saluți. De la servici, toți șefii mei care sunt foarte înțelegători. Pentru toată lumea, toți prietenii, toți dușmanii. Și Raluca, nu? Pentru colegii tăi de la ansamblu Timișu. Pentru colegii mei de la ansamblu, pe domnul Toma Frențescu, îl salutăm și îi dorim multă, multă sănătate și multă putere și încredere că totul va fi bine. Pe domnul Lăiță, pe doamna Dușa... Eu așa le spun, Lăiță și Dușa. Pe colega noastră, pe Anca Domnița, este prietena mea și îi mulțumesc și ei pentru micile trucuri pe care mi le-a dezvăluit. Ea a studiat mai mult și la fel m-a sprijinit și mi-a dat încredere să merg înainte. Și o salut și o pup și pe toți cei dragi de acasă. Îi salutăm și îi pupăm și sperăm să le placă. Cu siguranță că le va plăcea tot ceea ce le-am pregătit în această seară. Dragii mei, urmează să vă cânte în continuare Raluca Modi alături de soțul ei Gabi Modi și alături de colegul lor Adi Svetcu. Cine-i dă viță foloasă, la-la-lai-lai-lai-la, poartă vreunul să-l lasă, la-la-lai-lai-la. Într-o mână ia răchia, la-la-lai-lai-lai-la, și ceamă pe toți așia, la-la-lai-lai-la. Hai cu brum, hai cu geală, la-la-la-lai-la-la, în izbănățând de fală, la-la-lai-lai-la. Hai cu brum, înainte, la-la-la-lai-la-la, în izbănățând de frunge, la-la-lai-lai-la. Sau gustâie, la-la-lai-lai-lai-la, muzica la-n brâncembie, la-la-lai-lai-la. La nuntă și sărbătoare, la-la-lai-lai-lai-la, fără brâu noi o cântare, la-la-lai-lai-la.
Hai cu brum, hai cu geală, lai la la la, lai la la, că n-izbănă țândă fală, la la lai lai la. Hai cu brum, înainte, lai la la la, lai la la, că n-izbănă țândă frunge, la la lai lai la. Să verge la 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 la, că pe margine nu șerge la 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 la. Știe breu, știe rândul la 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 la, să cutremure pământul la 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 la. Hai cu breu, mai cu geală la 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 la, că n-izbănăți îndă fală la 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 la. Hai cu breu, înainte la 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 la, că n-izbănăți îndă frunge la 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 la. Joacă la 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 la, nu-i bănăța să nu-i placă la 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 la. Și cine vine să poarce la 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 la, dă-i Dumnezeu sănătate la 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 la. Hai cu brum, hai cu geală la 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 la, că n-izbănăți îndă fală la 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 la. Hai cu brum, înainte la 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 la, că n-izbănăți îndă frunge la 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 la. Hai cu brum, hai cu geală, lai la 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 la, că n-izbănăți îndă fală, la 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 la. Hai cu brum, înainte, lai la 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 la, că n-izbănăți îndă frunge, la 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 la. Simt iubită. Mi-a dat bunul Dumnezeu ca să fii bărbatul meu. Tu mă faci doar fericită și mă simt iubită. La mulți ani, bărbatul meu, să te țină Dumnezeu. La mulți ani noi îți dorim că mult te iubim. Astăzi este ziua ta, cu toți te sărbătorim. Să rămâi mereu așa, un pahar ciopim. Iubesc. Nici nu am putut visa, pot să fiu soția ta. Astăzi vreau să-ți mulțumesc și spun te iubesc. La mulți ani, bărbatul meu, să te țină Dumnezeu. La mulți ani noi îți dorim că mult te iubim. Astăzi este ziua ta, cu toți te sărbătorim. Să rămâi mereu așa, un pahar ciopim. Să bem un pahar de vin, să nu îmbătrânim. La mulți ani, bărbatul meu, să te țină Dumnezeu. La mulți ani noi îți dorim că mult te iubim. Astăzi este ziua ta, cu toți te sărbătorim. Să rămâi mereu așa, un pahar ciopim. La mulți ani, bărbatul meu, să te țină Dumnezeu. La mulți ani noi îți dorim că mult te iubim. Astăzi este ziua ta, cu toți te sărbătorim. Să rămâi mereu așa,
revenit în platou, dragii noștri, după ce am ascultat opera Luca Modi, alături de soțul ei, instrumentistul Gabi Modi și, desigur, alături de Adi Svetcu. În continuare, suntem în prezența invitaților mei, Raluca și Gabi Modi. Mai târziu, nu așa cum ne-am promis eu de acasă, îl vor cunoaște și pe Adi Svetcu, cel care se ocupă de orchestrație, nu? Da. Și alături de care, cu siguranță, muncind la fel de mult ca și până acum, veți realiza ceea ce cred că vă doriți cel mai mult, și anume un album. Și o să trebuiască să vorbim puțin mai mult despre acest proiect al vostru, nu? Pentru că este unul foarte important și cred că cei de acasă, după acest început în forță al vostru, nu? Se așteaptă să veniți pe piață cu un album frumos, un album care va conține, nu, și muzică de petrecere, nu doar muzică populară. Da, muzică populară din mai multe zone ale țării. Și muzică de petrecere, bineînțeles. Cam tot ce, aproape tot ce cântăm noi. Pe unde sunteți solicitați așa, cam ce zone? Cel mai mult partea Aradului, Aradu. La Arad încolo. Timișoara, Arad, în Satu Mare, pe la Marea Mureș, avem multe solicitări, mai ales că le place foarte mult muzica de Banat, de la Zalău, da? Chiar avem o solicitare. Așa, de la Turnul Severin ne-au solicitat iar. Eu știu că tu, alături de Adi, ați colaborat în paralel cu o trupă, ca să zic așa, nu? Da. Cu Lavinia Goste, nu? Da. Și soțul ei, în paralel cu colaborarea voastră alături cu orchestra, de sigur, Lupin, am participat cu ei și la evenimente, și la sigur. Ați cântat și la petreceri private, cu, da, da, tot, da, cu, da, dirijorul orchestrei, da, și împreună în cu în toată soția țara am cântat. Și probabil de acolo ne cunosc, sau nu știu, ne cunoaște lumea și ne solicită. Dar în prezent nu mai colaborați, nu, ca să zic în așa, prezent, nu? Cu Lavinia, nu. Vă concentrați doar pe ceea ce ați început. Sigur, da. Pe proiectul. Ne dorim ca lumea să ne cunoască. Să vă cunoască așa, da, așa în formula asta. În această formulă. Pentru că încă nu am apărut atât de des în atenția publicului la televizor și acum urmează să venim. Ce strategie veți adopta? Eu știu, de marketing. Veți promova videoclipurile pe care urmează să le filmați, nu? Da. Știu că urmează să filmați niște videoclipuri frumoase, da, și vă pregătiți intens pentru asta. Sigur, le vom da pe toate posturile și locale și naționale și să ne vadă toată țara, să ne cunoască. Și cu siguranță nu cea mai bună reclamă va fi reclama de la locul de muncă. De la locul de muncă, da, sigur. De acolo se leagă toate evenimentele și chiar, da, se leagă. Așadar, 2014 se arată foarte fructuos. Da, da. De la, nu? Început anului, da, foarte, foarte fructuos. Unde veți cânta mai mult? În țară sau în Timișoara anul acesta? Avem și. Dar în Timișoara cred că avem cele mai multe, dacă așa. În Timișoara, în Arad, avem foarte multe, mai ales că este aproape de noi. Și, cum am mai spus, avem pe la Marea Mureș multe și chiar nouă ne place să cântăm acolo mult. Aș vrea să întreb acum pe Raluca, pentru că este o fată foarte cochetă. Ce îi place să facă, eu știu, într-o zi în care nu merge să cânte? Să o petrec alături de fiul nostru. Și cred că merge împreună cu el și la shopping. Să știi că nu prea îmi place să fac shopping, nu am răbdare. El e cel care are mai multă răbdare și atunci știe, le ochește așa din prima și asta, gata, am terminat cumpărăturile. Da, în timpul liber îl petrecem împreună cu copilul, pentru că suntem destul de solicitați și ne bucură lucrul acesta, dar timpul liber îl profităm din plin și îl petrecem împreună cu el și avem diferite activități împreună cu el. De altfel, eu știu, dacă putem să le spunem celor de acasă că o să avem și o colaborare, nu? Anul acesta împreună
și poate ne vor și vedea, pentru că o să le arătăm filmarea, nu? La o rugă sigur, sigur. Frumoasă și o să mai anunțăm pe parcurs și de ce exact, nu, poate vină. Vom da. Colabora așteptăm. Cât mai mult pe parcursul anului. Sigur, Doamne ajută! Și așteptăm să vină să ne vadă, să ne asculte. Raluca, pentru că suntem, iată, în luna martie și pentru că nu de mult a fost ziua femeii, dar și ziua îndrăgostiților, să te rog să-i faci o declarație frumoasă soțului tău. El este surprins și nu știe. Da, și pe mine m-ai luat prin surprindere. Nu știu. El știe și în fiecare zi nu ezit să-mi arăt dragostea față de el și îi mulțumesc din tot sufletul că este alături de mine, că mă sprijină în tot ceea ce fac și fără el nu aș fi aici unde sunt, am mai spus, mă repet, îl iubesc și este viața mea și viața ne-a dăruit cea mai frumoasă floare și cel mai frumos îngeraș. Nu știu, nu mă pricep la declarații. Aproape în fiecare zi este sărbătoarea îndrăgostiților pentru noi. Noi ne iubim zilnic. Nu ezităm să ne arătăm dragostea unul față de celălalt. Ca la început, da. Ne iubim ca la început, nu ne certăm. Atunci, hai să ne spui tu, Gabi, ca răspuns la declarația frumoasă pe care, și la cuvintele frumoase pe care ți le-a adresat frumoasa ta soție, cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut. Așa, la un eveniment. Acum cât timp? Prin niște prieteni comuni, îți spun eu, că singurat... Acum... La localul unde cânta. Acum 8 ani, da. Prin prietenii noștri comuni m-au rugat să vin să fac și eu un program acolo și aveam foarte mari emoții. Și acolo m-a observat. Și când am văzut, am spus, asta-i pentru mine. Și așa a fost. A fost dragoste la prima vedere pentru ambele. Sărbători fericite, fiindcă se apropie încet, sărbătoarea Paștelui. Să fie mai buni, să aibă sănătate, fericire, să fie optimiști, la fel ca mine. Și să vă susțină. Exact. Da. Fără ei nu am putea să mergeți înainte. Exact. Și le mulțumim publicului că ne apreciază pentru ceea ce facem. Cu siguranță publicul și cei de acasă, publicul logojan s-a bucurat de faptul că iată voi ați fost prezenți în cadrul emisiunii noastre. Sperăm să le vin și vă aștept și data viitoare și vă aștept cu mare drag de fiecare dată când veți avea melodii noi. Cu mare drag vom veni. Și multă, noi multă baftă. Foarte bine. Mă bucur. Multă baftă să aveți pe viitor și să vă văd cât mai des. Mulțumim din suflet și sperăm să putem să fim prezenți la fiecare invitație a ta în această minunată emisiune. Mulțumesc, dragii mei! Haideți să-i ascultăm încă o dată pe Raluca Modi, Gabi Modi și Adi Spetcu.
ta, ți frumoasă ca tine. Ți-am doresc eu ce ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Poate vei căpăta daruri mai minunate. Să eu, draga mea, n-am decât inima ca să-ți-o dăruiesc. Peste ani și ani de zile poate că mă vei uita, dar să știi că întotdeauna ca și azi îți voi cânta. Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine. Ți-am cules ghiocei ca să-ți murmure ei cât de mult te thank you.
Am revenit, dragii mei, după ce am ascultat opera Luca Modi alături de instrumentiștii Gabi Modi și Adi Spetcu. Vă promiteam pe final de emisiune, înainte de a asculta pe Adi Spetcu și pe Gabi Modi cu două melodii instrumentale, vă promiteam că vom discuta și cu Adi Spetcu, colegul invitaților mei, Raluca Modi și Gabi Modi. Adi, bună seara și bine ai venit! Bună seara și bine te-am găsit! Îmi pare bine că am venit aici în studio la tine pentru a doua oară, după cum ați mai spus. Știi bine că prima oară am fost în altă formulă, acum sperăm să fie la fel să de fie frumos. Formula pe care vă doriți, nu? Până, a, până la urmă este, cred că, cea mai bună formulă, nu? Da, aceasta în care... Până acum este cea mai bună formulă ești posibilă. Împreună cu colegii tăi, cu Raluca și cu Gabi, nu? Și sunteți o echipă foarte bună, așa cum și ei au spus, tu ești cel care ești, ca să zic așa, te faci vinovat de întreaga orchestrație, nu? Da, oarecum, da. Ne ajutăm reciproc, venim fiecare cu ideile lui și... Eu cu Gabi am și fost colegi încă din liceu, cântăm de foarte multă vreme împreună, ne sincronizăm foarte bine, ne înțelegem din priviri, cum s-ar spune. Foarte frumos, trebuie să le spunem celor de acasă că tu ești profesor, nu, Adi? Da, profesor de muzică, dar nu la liceu de specialitate de muzică. Deci nu... Dar este bine. Așadar, ai și copilași, nu, pe care îi pregătești și... Da, sigur că da, pregătesc. Pe lângă faptul că, iată, cânti la petreceri împreună cu colegii tăi și sunteți solicitați, eu știu, la diferite emisiuni sau la diferite petreceri private, timpul tău este oricum limitat, nu? Da, pentru că este foarte comprimat, extraordinar. Ți-l împarți între pregătirea elevilor tăi, nu? Și între... Timpul e împărțit, practic, în trei. Școală, pregătirea elevilor, studio și evenimente. Și plus mici repetiții, ce mai, cât se mai poate. De fapt, repetițiile le facem în studio, cum s-ar spune. Asta este cea mai importantă. Și cred că lucrul care te aduce o satisfacție maximă este studioul. Da, studioul. Nu? Faptul că faci ceea ce îți place. Da, este, mai ales cu tehnica de astăzi, ne oferă multe posibilități, multe treburi și este foarte bine. Este foarte bine pentru că, iată, ai început să fii cunoscut, nu? Da, și pentru am că avut colaborări cu mai mulți soliști. Sunt foarte mulți care apelează la tine, da, și care vin cu încredere. Și cu încredere și cu plăcere. Orchestrez. Suntem prieteni, ne înțelegem doar, foarte bine cu toată lumea. Orchestrez nu doar muzică populară, nu? Nu doar muzică populară. Și muzică de petrecere. Genurile, da. Și știu și că... ușoară. Și ușoară orchestrez, da. Și ai avut colaborări cu interpreți din alte zonele țării, nu? Care au venit? Sigur că da, am avut colaborări. Inclusiv la București am avut colaborări. Satul Mare... mă refer pe... În studio, cum s-ar zice. Deci am avut o experiență destul de vastă. Iar acum te concentrezi pe melodiile pe care trebuie să le realizezi împreună cu Gabi pentru Raluca, nu? Da, ne concentrăm acum. Nu avem atât de mult material și trebuie să... Și ce am făcut, am făcut într-un timp relativ scurt. Dar a ieșit foarte bine. Și acum începem să dezvoltăm tot mai mult. Ca să putem să acaparăm o paletă cât mai largă de genuri muzicale. Oricum, cei de acasă așa o să vă vadă, nu? Împreună. Da, pentru că noi cântăm, deci nu populară și de petrecere. Populară de petrecere și ușoară, pur și simplu ușoară. În adevăratul sens al cuvântului. Nu, eu știu ce, combinații de muzică și de... Pur și simplu ușoară, curată. Ceea ce alții nu fac sau fac mai greu, probabil. Și unde sunteți mai apreciați? În sfera muzicii populare sau cântând muzică ușoară? Suntem foarte apreciați cântând muzică ușoară și lumea cunoscându-ne că suntem cântăreți de muzică populară. Deci asta e foarte, foarte... Rămân surprinși oamenii, nu? Surprinși oamenii. Plăcut surprinși atunci, da, când vă ascultă. Da, pentru că ei nu sunt obișnuiți. De obicei cântăreții de muzică populară asta fac, cântă populară atât, în rest nimic. Sau te mir ce... combinații din astea de
de populară și știu că în ultimul timp ați fost chemați să cântați la foarte multe petreceri și ați fost foarte ocupați, mai ales da, în, am fost și acum cu ocazia sărbătorilor de da, și cu ocazia sărbătorilor am avut foarte multe evenimente, mai ales la instituții și inclusiv la mine la școală, inclusiv și mergeți Gabi, foarte des să cântați la Arad, nu? Acolo unde da, în ultimul foarte, timp ați fost solicitați. Foarte mult la Arad. Ne-am adaptat și zonei Aradului, pentru că este puțin genul de muzică puțin diferit decât genul e nostru. E mai greu oarecum decât atât în Arad. Nu, e vorba de obișnuință. Trebuie să cânt și muzică ușoară și da. Se cântă da, foarte mult muzică ușoară pe partea Aradului. Dar și muzică etno. Etno, dar este chestie de obișnuință. Na, eu știu, nu e nimic greu, practic. Numai, de obicei, vorbind muzical, lumea se ferește de ceea ce nu știe. Wow, trebuie să cântăm ușoară, atunci nu mergem. Ba, mergem, nu e nicio problemă, se învață. Și dacă nu știi ceva, înveți. Am cântat la București cu mai mulți soliști acolo. Nu știam piesele, ne-au trimis playlist-urile, am învățat melodiile și nu a fost nicio problemă. Totul a ieșit bine, lumea mulțumită, ținem legătura și acum. Dar în prezent și pe viitor, așa o să vă vadă cei de acasă, nu? Împreună cu Raluca și... Da, deci formula asta este Raluca, Gabi și eu. Și eventual, pe lângă noi trei, eu știu, se mai solicită un acordeon, eventual, sau unde mai trebuie un suflător. Depinde în ce zone cânți, în ce pretenții sunt. Dar formula de bază, nucleu, noi trei suntem. Studiați și împreună, nu? Nu doar separat. Da, sigur, studiem și împreună. La studio se studiază cel mai mult și legătura cea mai mare, îmbinarea cea mai bună se face în timpul evenimentelor, acolo, la fața locului. Cine mai critic așa, cu Raluca, tu sau Gabi? A, Gabi, el e criticul, el. Bine, el are acolo cuvântul de spus, nu sunt o familie, eu mai vin cu sugestii, cu una alta. Da, știți cum e, poți să te bagi în familia omului. Vreau să te întreb, de ce gen de muzică îți place, în afară de ceea ce faci acolo la studio? Ce asculți? Hai să râzi întrebarea asta, mă pun toți elevii. Domn profesor, ce muzică vă place? Ce muzică ascultați? Din păcate, nu am timp să ascult niciun gen de muzică, doar să produc muzica. Nu ascult casetofonul în mașină, e oprit, nu l-am pornit de 2 luni, cred, la televizor, n-am timp să mă uit. Deci, pur și simplu, nu mai producem. De ascultat, nu mai avem timp să ascultăm. Și poate și dacă am avea timp, poate că n-am mai avea răbdare să facem chestia asta. Eu știu, ți s-a întâmplat după ce ai orchestrat o piesă să o mai asculți, eu știu, vreo săptămână, două, trei și să-ți vină idei despre ce ai putea să schimbi și să încerci să modifici? Sau nu obișnuiești? Preferi să lași așa și să înveți din greșeli, cum ți-aș spune? Ideea este că dacă faci o piesă și hotărăști că e finală, e bine să o lași așa și să-i dai drumul. Pentru că dacă o asculti, mai o săptămână, după o săptămână mai modifici ceva la ea, după încă o săptămână mai modifici ceva la ea și poate într-un an de zile o modifici de... Nu o să mai fie melodia, o să fie total altceva. Deci, oricum, ideile vin tot timpul. Ideile vin, părerile se schimbă, ți se schimbă părerile de la o zi la alta, vezi multe, ți se dezvoltă mintea, începi să vezi altfel. Deci e destul de complicat. Dragii mei, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Le mulțumesc încă o dată invitațiilor mei din această seară. Pe final de emisiune vă las să petreceți alături de Adi Svetcu și Gabi Modi. Urmează 2 melodii instrumentale. Eu sunt Alina Trastău și până data viitoare să aveți parte numai de bine. La revedere!